Casa de Asigurări de Sănătate Suceava distribuie din 9 ianuarie, la sediul instituției, cardurile naționale de asigurări sociale de sănătate asiguraților care nu au intrat în posesia acestora. Pentru a intra în posesia Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate, persoanele asigurate sau aparținătorii acestora, soț, soție, copii sau părinți, se vor prezenta la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava cu cartea de identitate, buletinul de identitate sau pașaportul. Aici vor completa o cerere tip și li se va elibera Cardul Național de Asigurări de Sănătate dacă acesta a fost returnat instituției noastre. În cazul în care nu a fost returnat la Casa de Asigurări de Sănătate Suceava, asigurații vor lăsa o cerere tip cu un număr de telefon și vor fi anunțați telefonic ulterior despre cardul lor de sănătate. În urma procesului de distribuire a cardurilor prin poștă, un număr de 19.990 de carduri au fost returnate instituției noastre, neputând fi înmânate beneficiarilor. Cardul Național de Sănătate va fi obligatoriu la fiecare vizită la medic pentru a obține servicii de contate de CAS, cel mai probabil începând de pe data de 1 februarie 2015.